doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor. Nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Fondatorul Duolingo lansează o aplicație nouă pentru învățat matematică. Câțiva voluntari din Kenya salvează pui de elefanți. Iar Sinfonia a 10-a a lui Beethoven va fi finalizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Trei studenți din România au reușit să se claseze pe locul 2 la Olimpiada Internațională de Informatică. Despre acest subiect are mai multe detalii colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Cezar Câmpureanu. Bună ziua, Cezar! Bună, Alessia! Cei trei tineri sunt studenți la Facultatea de Matematică și Informatică din București și au reușit să câștige medalia de argint la Olimpiada care s-a desfășurat la Moscova. Ei au fost primii care au reușit să rezolve două dintre problemele date la acest concurs, la care au participat peste 50.000 de studenți din 111 țări. Tinerii români au reușit să întreacă studenți de la cele mai prestigioase universități din Statele Unite ale Americii. Copiii sunt foarte fericiți atunci când petrec timp la locurile de joacă. Așa cum cei mici iubesc să se dea pe topogan, aflați că și cățelușilor le place să facă acest lucru. Mai multe despre acest subiect are colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Daria Firică. Bună ziua, Daria! Bună, Alessia! Proprietarul unui hotel de animale a montat un tobogan în formă de spirală. El este folosit de animăluțe să coboare în curte pentru a se juca. Aceștia au fost filmați în timp ce alunecau pe rând pe tobogan. Animalele sunt foarte fericite și pare că fac asta în fiecare zi. După ce toți cățelușii au ajuns jos, îl așteaptă nerăbdător și pe proprietar care se dă ultimul pe tobogan. Priviți imaginile! Fondatorul aplicației Duolingo, cunoscută mai mult pentru învățarea unei limbi străine, într-un mod simplu și plăcut, vrea să lanseze o nouă aplicație cu ajutorul căreia vei putea învăța matematică. Despre acest subiect știe mai multe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Amelia Filintoacă. Bună ziua, Amelia! Bună ziua, Alessia! Directorul companiei Louis von Ach a declarat că vrea să creeze această nouă aplicație de învățarea matematicii pentru elevii din clasele primare. Asta pentru a încerca să îi determine să petreacă cât mai puțin timp pe aplicațiile Instagram și TikTok. El spune că va fi lansată anul viitor și speră să aibă un succes la fel de mare precum aplicația care te ajută să înveți limbi străine. Lansată acum 9 ani, Duolingo are 40 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună și a fost descărcat de 500 de milioane de ori în întreaga lume. Cu toții folosim mijloacele de transport în comun și nu mă refer doar la noi, oamenii. Aparent și animalelor le place să călătorească. Despre acest subiect știe mai multe colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Eduard Stranev. Bună ziua, Eduard! Bună, Alicia! Cele mai amuzante imagini vin în această săptămână chiar de la cei care au surprins cu telefoanele mobile acest călător cu patru picioare care par să se simtă foarte confortabil atunci când merg cu mijloacele de transport în comun. Mai multe necuvântătoare au fost surprinse alături de proprietarii lor sau chiar și singure în tren, autobuz sau la metrou. Putem vedea cățelușii și pisicuțele care călătoresc cu metroul și care par foarte fericiți, mai ales dacă sunt cărați prin rucsaci sau au locul lor și doar al lor pe scaun. Aplicația de socializare Instagram va suferi modificări, asta după ce o fostă angajată a oferit informații din interiorul companiei. Mai multe detalii despre acest subiect are colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Eric Dinu. Bună ziua, Eric! Bună ziua, Alessia! Timpul pe care îl petrec unii copii pe rețelele sociale este foarte mare. În urma scandalului provocat de o fostă angajată care a oferit informații confidențiale din interiorul companiei, Instagram a luat decizia de a avertiza tinerii, adică le va spune când să ia o pauză, după ce au folosit aplicația pe o perioadă îndelungată, dar și să-i protejeze de conținerea de fapt. De exemplu, în locul postărilor despre politică vor apărea
vrea mai multe postări ale prietenilor. Reprezentanții Facebook a declarat că încă nu au dată de lansare pentru acest update. O echipă de voluntari din Kenya salvează și îngrijesc mai mulți pui de elefanți. Despre ce este vorba știe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Violeta Ostaciuc. Bună ziua, Violeta! Bună, Alesia! Pui a fost salvat de reprezentanții sanctuarului de elefanți Reteti din Kenya. Elefanții sunt aduși aici fie pentru că au fost abandonați, fie pentru că s-au rătăcit de turmele din care făceau parte. În sanctuar le este monitorizată starea de sănătate și sunt foarte bine hrăniți și îngrijiți. După ce ajung la o vârstă la care pot să se descurce singuri, sunt eliberați în sălbăticie. Foarte interesant este faptul că îngrijitorii au creat un cântec pe care îl folosesc la chemarea elefanților pentru a-i hrăni. Voluntarii sanctuarului încearcă să salveze cât mai mulți pui de elefanți pentru că specia lor este amenințată cu dispariția din cauza braconajului excesiv. Tu ce faci iarna aceasta? Dicție.ro organizează o tabără de televiziune și radio de iarnă. Unde are loc, dar și ce facem acolo, știe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Iadan Liberman. Bună ziua, Iadan! Bună ziua, Alesia! Au început înscrierile pentru tabăra de televiziune de iarnă organizată de Dicție.ro. Pe parcursul taberei, copiii vor avea activități de dicție, actorie, televiziune, radio, activități sportive, jocuri de iarnă, pictură, drumeții și, desigur, distracție și voie bună. Vor fi realizate filmări cu fiecare copil la activitățile de televiziune și actorie și înregistrări audio la orele de radio. Tabăra se desfășoară în perioada de 3 și 9 ianuarie 2022 și are loc în mijlocul naturii, departe de agitația și poluarea urbană, situată într-o zonă la poalele munților Bucegi. Atenție, locurile sunt limitate. Intră acum pe www.dicție.ro și rezervă-ți un loc. Snowflakes falling down, swirling in the sky. We all should get some and take them for a ride. But first we've got to catch them with our hands now, don't you know? Put your hands out quick and hope they stick, then we'll head out to the snow. Slip sliding with your left foot, then your right. Slip sliding, spin around on hills of white. Slip sliding with your boots or in your shoes. Slip sliding, it's the winter thing to do. Snowflakes falling down, swirling in the sky. We all should catch some and take them for a ride. First we've got to catch them with our nose now, don't you know? Put your nose out quick and hope they stick, then we'll head out to the snow. Slip sliding, with your left foot then your right. Slip sliding, spin around on hills of white. Slip sliding, with your boots or in your shoes. Slip sliding, it's the winter thing to do.
snowflakes falling down, swirling in the sky. We all should get some and take them for a ride. First we've got to catch them with our lips. Now don't you know, put your lips out quick and hope they stick. Then we'll head out to the snow, slip sliding, slip sliding, with your left foot then your right, slip sliding, slip sliding, spin around on hills of white, slip sliding, slip sliding, with your boots or in your shoes, slip sliding, slip sliding. It's the winter from drum. Aceasta a fost tabăra TV, dicție.ro, tabăra de iarnă. Acești copii din spatele meu pleacă acum spre casele lor. Sper că s-au distrat și au avut o vacanță minunată alături de dicție.ro. V-ați imaginat vreodată cum ar suna a 10-a simfonie a lui Beethoven? Ei bine, acum veți avea șansa să o ascultați. Cum au reușit să termine această simfonie oamenii de știință, știe colega mea de la școala TV, dicție.ro, Alessia Oletuc. Bună ziua, Alessia! Bună, Alessia! Muzica lui Beethoven este apreciată de foarte mulți oameni, dar și muzicieni din întreaga lume. Compozitorul a creat 9 simfonii, însă pe a 10-a nu a reușit să o termine. În urmă cu 2 ani s-a format o echipă de muzicieni, informaticieni și istorici, iar scopul lor a fost acela de a încerca să finalizeze a 10-a simfonie a lui Beethoven. Ca să facă acest lucru, echipa a introdus în program cele 9 simfonii pentru ca inteligența artificială să știe exact cum au fost create. Astfel, pentru ultima simfonie, cea de-a 10-a, inteligența artificială a reușit să ajungă la un rezultat care se apropie cât mai mult de varianta pe care ar fi dorit-o compozitorul. A 10-a simfonie a fost interpretată pentru prima dată pe 9 octombrie de orchestra Beethoven din orașul Bonn din Germania, la celebrarea a 250 de ani de la nașterea marelui compozitor. Și acum cred că putem vorbi puțin și despre gramatică. Oare cum este corect să spunem hotele sau hoteluri? Colegul meu de la școala TV, dicție.ro, Andy Crăciun, știe care este varianta corectă a acestui cuvânt. Bună ziua, Andy! Bună, Alessia! Gramatica ne ajută atât în scriere cât și în vorbire. Este foarte important să știm regulile de scriere și de pronunție și să nu avem dubii atunci când vine vorba să le punem în aplicare. Atunci când mergem la munte, să ne cazăm la hotel, dar oarecare este pluralul acestui cuvânt? Din păcate, auzim varianta hotele în majoritatea cazurilor, însă este greșită. Conform domn 2, forma corectă la plural a acestui cuvânt este hoteluri. Atât despre gramatică azi, dar nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă, îngrijită, în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele și vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Noi suntem smart pentru că citim, nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega mea de la școala TV dicție.ro, Andra Crăciun și rubrica Bucultura. Salutare cititori! Azi am ales pentru voi cartea Addison Cook și Comoara Incașilor de Jonathan Stokes. Addison Cook are 12 ani, merge la școală în fiecare zi și se pare că viața lui este super plicticoasă. Din fericire pentru Addison, aventurile nu-i ocolesc niciodată pe cei din familia Cooks. După ce unchiul său a plecat în expediție în America de Sud, dezgroapă primul indiciu incaș pentru a găsi tezaurul străvechi. Acesta este răpit de membrii unei organizații aflate pe urmele Comorii. Răufăcătorii au nevoie de unchiul lui Addison pentru a descifra indiciile străvechi ale incașilor care le vor da acces la bogățiile lor fabuloase. Există oare vreo cale de a-i păcăli pe bandiți și de a sparge codul Comorii înainte de a fi prea târziu? Addison și prietenii lui vor porni la drum în America de Sud, unde îi așteaptă o mulțime de primejdii, capcane, curse cu mașini,
tot pentru a salva unchiul și a recupera comoara străveche din mâinile răufăcătorilor. Dacă vrei să descoperi aventurile lui Addison Cook, trebuie să citești această carte pe care o găsești în librării, dar și pe paginarium.ro. Mulțumim, Andra! Vom citi cu siguranță cartea Addison Cook și Comoara Incașilor, de Jonathan Stokes. Și nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Am zis asta pentru că, desigur, urmează rubrica Sport, prezentată de colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Alessia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Franța a câștigat a doua ediție a Ligii Națiunilor la fotbal după ce a învins Spania cu 2-1. Partida a avut loc pe stadionul San Siro din Milano. Prima ediție acestei competiții a fost câștigată de Portugalia în 2019. Finala mică s-a desfășurat la Torino, unde Italia a învins Belgia cu același scor 2-1. România a învins echipa Armeniei cu 1-0. Partida a contat pentru calificarea la campionatul mondial 2022, ce va avea loc în Qatar. Meciul s-a disputat pe noua arenă din Ghencea. Echipa națională mai are de jucat cu Islanda pe teren propriu în 11 noiembrie și cu Liechtenstein în deplasare pe 14 noiembrie. Germania este pe primul loc în grupa J cu 31 de puncte, urmată de România cu 13 puncte, pe locul 3 se află Macedonia de Nord cu 12 puncte, pe 4 Armenia cu 8 puncte, iar pe 5 Liechtenstein cu 1 punct. Echipa națională de fotbal a României va rămâne fără antrenor. La finalul partidei dintre România și Armenia, Mirel Rădoi a anunțat că nu va continua antrenoratul pe banca națională, indiferent dacă va califica echipa sau nu. Reprezentanții FRF au anunțat posibilii candidați pentru acest post. Primul pe listă ar fi Gheorghe Hagi, care a mai antrenat echipa în 2001. În cazul în care regele refuză oferta, federația îi are pe listă pe Cosmin Oloroiu, dar și pe Ladislau Bălănu. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne va spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, Luca! Vremea e ca vremurile, schimbătoare, mai rece în această perioadă. Valorile termice vor fi aproape de normalul perioadei la nivelul întregii țări. Cerul va fi acoperit și posibil să mai plouă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar minima va fi de 4 grade Celsius. În București, vremea va fi normală pentru această perioadă. Posibil să mai apară ploi izolate seara. Cerul va fi parțial acoperit, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade Celsius. La munte, vremea se răcește ușor. Cerul va fi acoperit, iar pe creste posibil să mai apară precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13 grade Celsius, iar minima va coborî la 3 grade Celsius. Așadar, vreme rece în aproape toată țara. Iar voi să nu uitați umbrelele de acasă, pentru că e posibil să mai plouă pe aici, pe acolo, dragi copii. Și neapărat bună dispoziție, pentru că e weekend. Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor. Poți să încep? Hai să începem. Ce știri ai, domnul Andy? Ce-am mâncat? N-am mâncat nimic. Nu pot să zic dicție pentru că mă gândesc doar la aia. Nu pot să zic. Wow. Zic cu voce tare. Acum. 2-1. Doamne. Doamne. Nu se poate. Mamă, mamă. Încă o dată. Perfect. Despre ce este vorba? Fiul domnului Moș Crăciun. Da. Îl chemai Adan?
O să mă apuce râsul. Perfect. Da? Bine. La revedere. Da.